Emilia Tudor, consilier județean, în cadrul Comisiei de Sănătate, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre problemele, dar și realizările unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Călăraș. Astfel s-a discutat despre aglomerarea spitalelor non-COVID, nevoite să preia pacienții de la Oltenița. Conform declarațiilor Emiliei Tudor, spitalul suport COVID din municipiul Oltenița nu are garda ATI, astfel cazurile grave sunt aduse la Spitalul Județean de Urgențe Călăraș. În cadrul conferinței de presă, consiliera a mai anunțat că un al treilea aparat PCR va ajunge la Spitalul Județean, acoperind astfel toate solicitările de testare din județ. După cum bine știm cu toții, în cadrul județului Călăraș, Spitalul Municipal de la Oltenița a fost desemnat spital suport COVID, ceea ce înseamnă că încă de la început și până în prezent, acolo sunt tratați exclusiv pacienții COVID și restul de pacienți non-COVID fiind transferați la Spitalul Județean Călăraș. Ceea ce trebuie cunoscut este faptul că spitalul de la Oltenița a fost ales de către reprezentanții guvernului să fie suport COVID, fără să se țină cont că nu deține dotarea necesară pentru tratarea acestor pacienți. Cei aflați în stare gravă nu pot fi bine tratați neexistând o secție de terapie intensivă funcțională, ei neavând nici gardă ATI care să răspundă prompt nevoilor acestor pacienți. Din acest motiv, toți pacienții în stare gravă sunt transferați către Spitalul Județean de Urgență. Capacitatea Spitalului Oltenița, în momentul acesta, este de aproximativ 30% ocupat din cele 150 de cazuri, fiind ocupat numai cu pacienții COVID, restul locurilor fiind libere. Consider că ar fi putut să se creeze un spațiu exclusiv pentru pacienții COVID, izolat de toate celelalte secții, să se creeze, la fel cum s-a creat în Spitalul Județean Călăraș, circuite separate, ca unitatea să poată funcționa cu capacitatea sa normală. Și astfel să se evite supra-solicitarea Spitalului Județean de Urgență, care astăzi este sufocat de pacienți, fără să-i fie suplimentat de niciun fel contractul pentru pacienții preluați de la Oltenița, fie că vorbim de cazurile COVID sau non-COVID. Cheltuielile spitalului de urgență au crescut și cresc proporțional cu numărul de cazuri care sosesc constant. Sistemul sanitar are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de sprijin real din partea guvernului și trebuie creat un cadru legal prin care să fie prevăzute norme pentru creșterea finanțării pentru Spitalul Județean Călăraș, dar fiind surplusul de pacienți de aici. În încercarea de a gestiona situația generată de pandemia cu noul coronavirus, actualul guvern nu a prevăzut nici până astăzi un cadru legal și norme necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de creșterea fluxului de pacienți COVID și non-COVID. Guvernul nu a luat în calcul și comite faptul că presiunea în realitate este tot pe spitalele non-COVID. Spitalul Județean Călăraș a făcut și face față acestei situații cu ajutorul Consiliului Județean. Consiliul Județean s-a implicat foarte mult și astfel s-au modernizat secțiile, s-au dotat cu aparatură de ultimă generație. A fost extinsă unitatea de primire urgențe, astfel încât pacienții COVID și non-COVID să poată fi izolați. A fost crescută capacitatea ATI COVID. De asemenea, s-au achiziționat două platforme pentru testare PCR. Una s-a achiziționat și una din ce știu eu a fost o donație făcută de Donalan. Aici cred că trebuie să-l menționăm și pe managerul spitalului Bogdan Mihai, că este și meritul dânsului, că a tras această donație. Și urmează să fie adusă și cea de-a treia platformă pentru testare PCR, astfel încât județul nostru va putea acoperi întreaga nevoie de testare PCR, fără să se mai trimită, să mai fie nevoie să se trimită testele către București. De asemenea, au fost atrași foarte mulți medici specialiști prin alocarea de locuințe de serviciu puse la dispoziție de Consiliul Județean.
Și nu în ultimul rând, trebuie să menționez și că și de centrul de vaccinare, care s-a organizat cu succes în cadrul Spitalului Județean. S-a început vaccinarea de la sfârșitul lunii decembrie, mai exact de pe 31 decembrie. Și în prezent are o capacitate de vaccinare de 140-150 de persoane. Toate aceste modernizări, dotări și soluții identificate și puse în practică, incluse prin atragere de cadre medicale, s-a datorat Consiliului Județean, care a înțeles situația și a răspuns prompt fața acestei situații create de noul coronavirus. Dar avem nevoie și de guvern să înțeleagă situația din teren, să intre în spitale, să stea de vorbă cu personalul medical și să ia pulsul la cald despre situația în sistemul medical. Avem nevoie urgentă de suplimentarea fondurilor în spitalele care preiau de la alte unități și tratează din surse proprii cazurile noncovid.